Programul Casa Verde urmează a fi preluat de Centrul Național pentru Energie Durabilă și extins la nivel național. Până în prezent, 219 gospodării casnice vulnerabile din punct de vedere energetic, dintre care 74 de case de copii de tip familial, au beneficiat de măsuri de eficientizare energetică, precizează Ministerul Energiei, transmite agenția de știri IPN. Înainte de a fi selectate, gospodăriile au fost efectuate audituri energetice și în baza recomandărilor au fost decise măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice cu cel mai mare impact asupra fiecărei gospodării în parte. Ca rezultat au fost instalate 11 colectoare solare, 22 de cazane pe biomasă, 22 de panouri fotovoltaice și a fost realizată izolarea termică a 35 de case, în total 90 de intervenții în unele gospodării, fiind combinate multiple măsuri de eficientizare energetică. În alte 145 de gospodării au fost instalate panouri fotovoltaice. Acești beneficiari au fost selectați din sistemul informațional Vulnerabilitatea Energetică în baza mai multor criterii, cum ar fi să dețină în proprietate casa în care locuiesc să înregistreze un consum lunar mediu de energie de 400-600 de kW și să aibă grad de vulnerabilitate energetică foarte ridicat. Prioritatea au avut familiile cu mulți copii. Programul Casa Verde, desfășurat cu susținerea financiară a Uniunii Europene și implementată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, promovează practicile și tehnologiile de economisire a energiei și de eficientizare energetică, ceea ce aduce beneficii precum economii la energie, reducerea costurilor facturilor și a emisiilor de gaze cu efect de seră.